George Simion, președintele AUR, anunță un protest monstru în fața Palatului Parlamentului, încă de la primele ore ale dimineții. Rețelele de socializare au luat foc zilele acestea, iar zeci de mii de oameni și-au anunțat intenția de a participa la cea mai mare acțiune civică din ultimii ani, cu scopul de a pune presiune pe parlamentari pentru ca aceștia să nu voteze certificatul verde. România se află printre ultimele țări din Uniunea Europeană ca și grad de vaccinare. Acest lucru arată scepticismul pe care românii îl au atunci când vorbim de imunizarea anti-COVID-19. Cea mai mare parte dintre mehedințeni sunt de asemenea împotriva măsurilor care constrâng populația să se vaccineze. O discriminare. Cred că asta este o discriminare. Nu ai cum să faci așa ceva. Adică dacă eu nu vreau să mă vaccinez, nu cred că este cineva în măsură să mă oblige. Este voința omului, nu se poate trece. Dacă omul nu este de acord, părerea mea este să-l lasă în pace. Eu îmi dau seama despre situația cu boala asta, cu COVID-ul ăsta care a venit peste noi. Dar nici impunerile astea. Eu, impresia mea ca cetățean așa de rând, este că vor să vândă vaccinurile care le-au cumpărat, să dedea la cetățeni și îi obligă. Eu, de exemplu, nevasta mea e antivaccin. Stau cu ea în casă. Dacă nu vrea, nu vrea, nu pot să-i dau un cap. E o mare mizerie în România. Dați pe post că e o mare mizerie și o mare rușine. Nicăieri nu se întâmplă porcăriile care sunt în România. Aveți despre certificatul verde obligatoriu la locul de muncă. E o mare mizerie. Cum să iei omului dreptul la muncă? Cum să iei și să-l lași pe drumuri? De aici vor porni crime, vor porni revolte și alte nenorociri. Ca să rețineți. Nu se poate așa ceva. E o mare mizerie. Adică dacă omul vrea să muncească, lasă-l, frate, să-și facă treaba, că e beneficiu și lui și al societății. Înseamnă că societatea nu are nevoie de noi și plecăm. Formă legii românești și cam discriminare sună pe undeva. Mâine se anunță o zi fierbinte în fața Palatului Parlamentului, având în vedere faptul că răbdarea românilor a ajuns la limită, iar pe rețelele de socializare, oamenii furioși sunt dispuși să meargă de această dată până la capăt.